așa să-i spunem, a primării, ofițerul de priază și purtătorul de cuvânt a primarului general, însă noi pe dânsul nu îl așteptăm aici. Noi îl vrem pe Grozavu, dacă nu este primarul. Grozavu, ieși afară! Mr. Grozavu, de fiecare dată se prezintă domnul Brânzăniuc. Dumnealui, ca întotdeauna, să spună că este o acțiune politică, că este o acțiune nu știu de care, că toate reivindicările oamenilor sunt nejustificate. Noi acestea le-am mai auzit. Le-am auzit? De aceea, noi vrem să vină domnul Grozavu aici, în fața oamenilor. Și să răspundă la întrebările pe care noi le-am dat. Скажи так. Снимать манифестант. O să ne auzim dacă v-am o voce destul de puternică, dacă o să-i dorim. De dimineață aici au venit persoanele la piața centrală. Primarul general, la ultima întâlnire, v-a spus imediat cum va fi definitivat proiectul, dumnealui o să vă invite la discuții privind acest proiect. S-a spus, a fost întâlnirea... Oamenii vor să lucreze, domnul Brânzăniuc. Proiectele dumneavoastră le faceți la dumneavoastră acasă. Construiți-vă, reconstruiți-vă și așa mai departe. Oamenii vor să lucreze. Cu diverse probleme. Această persoană îmi spunea că suntem populiști. Venim cu populisme, venim cu politică, cu orice, numai nu cu probleme. Pentru acest domn noi suntem populiști și problemele noastre sunt populiste. De ce noi nu vedem sensul sau ascultăm pe dumnealui? Unde este primarul general, care este primarul și conducătorul orașului nostru, care trebuie, este obligat după lege să ia, să vie cu un răspuns clar față de problemele cu care am venit. Ce înseamnă asta? El e mare начальник, care are secretar, pres-secretar, purtător de cuvânt. El cândva spunea că va fi cel mai aproape de oameni primar. Vrem să vedem acest primar afară. Vrem să-l vedem pe domnul Nistor Grozavu, care perioada de 5-6 ani a semnat sute mii de autorizații de construcții ilegale. Acea persoană care este în capul acestui sistem corupt și mafiot. Noi nu mai dorim să auzim oamenii care pe noi ne numesc populiști. La revedere, domnule Brânzăniuc! La revedere! Adio! Adio! Adio!
Так вот все у нас, как обычно. Брынзанюка запускают. Гроза,